Vă prezentăm un pic așa ce facurăm noi. Cel mai important e că au venit echipamente, nu? Au venit poftiți. Unii de la rata. Așa. Încerci să te duci în față. Asta are linii de filmează. Doamna manager. Și computerul tomograf, generatorul de curent. Generatorul de curent și tot ce înseamnă semnalizare pentru incendiu. De astea sunt ca echipamente care ne-am acceptat până acum și care ne-au și venit. Computerul tomograf este în curs și de montare. Cum îl montăm? Predăm la CNECAN, reprezentantului spital, ca să facă autonomie. Vreau da, deci în momentul în care vor face conexiunea la curentul electric, se va întâmpla după 15 minute, noi avem documentația preventivă și ca 45 de zile durează la CNECAN ca să ne dea la urgență. Eu zic așa, că noi terminăm lucrările, să aibă și din nou autorizarea ca să înceapă cu tot. Da. Deci funcționa. În care se dă în funcție, să fie și autorizarea venită. Deci acum tot echipamentele au venit. Tot. Pentru computer tomograf, legat de computer tomograf, absolut tot. Uitați, am montat și geamul și se montează computerul. Nu trebuie echipamentele din contractul de execuție? Deci din contractul de execuție mi-a soțit computerul tomograf și generatorul de curent. În rest, celelalte sunt în curs sunt contractate, le dăm undă verde că le-am creat spații de montaj, le-am dat că terminăm. Ele sunt în producție acum, nu? Da, sunt în producție, dar noi luna asta și luna viitoare le primim, fără nicio problemă. Deci până la funcție aici? Poate jumătatea lui august cel târziu. Cel târziu, jumătatea Sfântă Marie. Da, pe da, de Sfântă Marie, ca da, să... foarte bine. Să servești și eu ziua cumva. Înainte de termen, asta este important. Da. Nu, cel mai important e când are legătură cu cei duminică. Nu? Da, domnași? Da. Ai vreo legătură? Nu. Un contract care se execută, nu, se închide. Nu, un contract în curte. Așa cum le-am asigurat? Pe toate. Cum am și aeroportul, cum le-am pe toate. Adică eu n-am nicio legătură cu ce se întâmplă duminică. Nu, că aici e o zvonistică. Indiferent cine vine, noi mergem cu lucrările în continuare. Adică eu la Consiliul Județean, așa, am toate contractele care le-am. Și eu la fel, nu depinde momentul electoral investiției. Depinde dacă ai finanțare și ai constructor bun. Dacă ai constructor prost, s-ar putea să nu se termine lucrarea. Dacă nu ai bani, s-ar putea să nu se termine lucrarea. Dar legile niciodată nu au influențat. Păi, asta a fost șansa noastră, totuși, că am avut un constructor serios și care ține un pic și la etichetă. Adică lucrările pe care mi le face îmi respectă nivelul calitativ al proiectului impus și cerințele funcționalului respectiv. Având experiență pe investiții în domeniul sanitar, a aplicat, am mers învățând și făcând. Și șansa noastră a fost să avem un finanțator foarte serios și un partener în Consiliul Județean foarte bun, care practic a finanțat bugetul totul proiectului. Și asta e foarte important. Nu am adus bani de acasă, sunt bani prinși în buget, care nu... Am pensat că noi mai trebuie să facem o rectificare după 1 iulie, cred că, pentru a completa. Dar deocamdată nu au fost probleme. Adică ce s-a facturat? Aici nu am probleme. S-a plătit. Deci, nu avem nicio problemă de întârziere sau ceva. Eu am venit din două motive azi. Acum nu am niciun... Una, când mi-a spus doamna Dubraniș când ne-am întâlnit la aeroport sau la observator sau la radioterapie și tot așa. Mi-a spus că vine echipamente la Onești mai repede decât erau programate. Așa, și am vrut să le văd. Și doi, e un motiv care o să le explic la conferința de presă, o zvonistică total aiurea, total incorrectă, total eronată. Eu nu sunt polițist să spun cine lansează zvonistica asta, dar nici nu lucrez la prozar să mă fac în aud. Că, domnule, aceste investiții, ca și altele, nu știu ce se va întâmpla cu ele dacă... Nu știu cine va câștiga, nu știu cine va pierde. Nu am nicio legătură rămâne cu altele, pentru că... Și să vrem, nu putem să oprim investiția asta, pentru că e un constructor care are dus un contract la capăt, are de luat banii, vrea și la gare. Iar de la 15 septembrie, după ce se termină autorizarea, nu? Durează autorizarea o lună. 15 septembrie, 1 octombrie, dar știu că durează procedurile.
Practic, noi punem în funcțiune investiția, dar oamenii vor călca, vor pune un picior aici, pe la 1 octombrie, ca să... Da, ca să fie autorizată și din punct de vedere PSI, dar atunci am luat măsura ca pe parcursul execuției, am mai invitat pe cei de la PSI și mi-au făcut observațiile aferente noilor cerințe și am modificat ceea ce era necesar. Eu mie doamna Dobraneș mi-a garantat că, din punct de vedere tehnic, nu sunt niciun fel de probleme. N-am decât să le spun oneștienilor că pe 1 octombrie investiția va fi pusă în funcțiune. Adică toate va fi... Da, toate autorizările. Autorizările nu mai avem de treabă. Da. Nu mai avem de treabă. Merge și pe secțiile ce urmează să fie modificate puțin? Nu. Sau? Nu, pentru că secțiile... Dacă doriți în corpul nou să-l vedeți și stadiul acolo, Eu am venit tocmai pentru investiția asta. Secțiile o să explic și să și cei de la Banca Mondială. Îmi pare rău de ei. Ce e? În proiectare sau nu? Nu, în alegerea executantului. Executantului, dar... Da, era un domnul cerit acolo în ministerul nostru. Doamna Petrescu. Așa, așa. Este încă. Este. Au fost aici, la recepția finală, și s-au întâlnit cu domnul Burcă. Și a spus, ce mult regretăm că nu v-am avut și pe dumneavoastră. Zice, nu veniți să vedeți cum e, că nu seamănă și ce aveți la Bacău. Dar cine ați avut eligibil pe Banca Mondială? Le-ați făcut pe Consiliul Local? Propriu. Sau resurse proprii? Da. Da. Bun. Da, de asta nici mai răspund, pentru că sunt nivele întregi care le-am făcut cu Forțe Proprii și n-am cum să se vede cu ce au făcut. Bine, mergem să discutăm cu șefii de secție? Da. După aia și vine. Și mă, la aia după. Mulțumesc. La revedere și... Vă mulțumesc la fel și dumneavoastră. Sănătate, în primul rând, să avem, ca să putem să ne ducem pe toate. Puteți să confirm niște lucruri și să infirm alte lucruri.
Nu mă fac că nu există acest moment electoral de peste 2-3 zile și sigur că el, într-un fel sau altul, influențează zvonistica și tot ce e legat de aceste investiții la Spitalul Municipal Unești. Eu o să fiu foarte limpede și foarte concis vis-a-vis de evoluția celor două investiții. Ambele au fost puse pe hârtie asocieri Consiliul Județean, Consiliul Local, modernizarea cu partenerii de primire urgență și modernizarea secțiilor de medicină internă, neurologie, orele, oftalmologie, de către mine, ca președintele Consiliului Județean, domnul primar Neghină și domnul viceprimar Gnatiuc, coordonați de la distanță de doamna manager Secar. Una merge foarte bine, compartimentul de primire urgență, în sensul că avem contract de execuție, avem constructor, echipamentele vin. Înțeleg că pe 15 august, din punct de vedere tehnic, se recepționează tot. Iar pe 1 octombrie, cu toate acreditările necesare și toate avizele necesare a fi luate, va fi pus în funcție pentru Oneștine, compartimentul de primire urgență. Se zvonea, se vehicula că aceste investiții riscă să fie oprite, blocate, întoarse, nu știu ce, funcție de dezvoltământul din alegerilor locale din 5 iunie. Eu înțeleg, am parcurs multe campanii electorale la locale, înțeleg temperatura și febra unor asemenea momente, dar nu înțeleg dezinformările crase și neoficiale. Oficiale n-am văzut informări foarte limpede și foarte clare. Dar, până la urmă, evidențele contrazic zvonurile și repet, la compartimentul de primire urgență lucrurile sunt în grafic și, indiferent ce se întâmplă pe 5 iunie, ele vor fi finalizate pe acest calendar. Finanțarea de 1.700.000 de euro este asigurată, nu este niciun fel de problemă acolo și sper să aveți încredere în ceea ce spun aici. Legat de secțiile care vorbeam mai înainte, modernizarea medicinei interne, neurologie, orele, oftalmologie, aici procedurile de achiziții sunt puțin împotmolite, contractul de asociere există, chiar și bani sunt prinși, dar eu vă citesc din ce mi-a pus la dispoziție Serviciul de Achiziții Publice al Consiliului Județean. Pe 17 februarie 2016, anul curent, deci, a fost deschiderea ofertelor, au fost 4 ofertanți, s-a parcurs perioada de evaluare și s-au transmis ofertanților solicitări calificate pentru oferta tehnică și financiară, cum e firesc. Pe 13 mai, deci acum 3 săptămâni, s-a depus de către SC Victor Construct, o societate din Botoșani, contestație la CNSC privind suspendarea procedurii și anularea solicitărilor de calificări cerute de către autoritatea contractantă. Decizia CNSC încă n-a venit. Ar fi un termen de 30 de zile în care dânșii sunt obligați să răspundă. Nu s-au consumat. Pe 12 iunie se consumă aceste 30 de zile. Oricum e o procedură de achiziție care, din ce mai știu și eu și cât de pățit sunt în asemenea situații, cred că se va finaliza pe finalul acestui an, dacă mă întrebați pe mine. Cred că și atunci când va fi dat un câștigător vor mai fi contestații și atunci aceste lucrări de modernizare a acestor secții, care nu vor fi lucrări ușoare, ci vor fi destul de complexe. Și mă bucur că sunt aici șefii de secții și aud cu urechile dânșilor aceste aspecte. Deci, eu cred că în toamna acestui an e un termen optimist pentru începerea lucrării. Un termen optimist, dar nu foarte sigur, pentru că de contestații nu poate garanta nimeni. De exemplu, la compartimentul de primire urgențe, dacă nu mă înșel, am avut puțin noroc în sensul că a fost un singur ofertant și nu putea să se conteste el. Și a dovadă că își face și treaba. În partea asta, altă fiind 4 ofertanți, oricare din cei 3 nemulțumiți, pentru că asta e în România, câștigă unul, ceilalți sunt nemulțumiți și încep contestații. Și termenul lor de soluționare, plecând de la ideea că nu va fi infirmată soluția dată de Serviciul de Achiziție la Consiliul Județean, termenul lor este de 30 zile în CNSC și după aceea Curtea de Apel. Până acum, eu la Consiliul Județean, toate deciziile pe care le-au luat cei de la Achiziții Publice, niciodată nu au fost infirmate de instanță. Deci, și la CNSC am câștigat și la Curtea de Apel, deși au fost N contestații de-a lungul anilor.
Deci am motive să cred că soluția pe care specialiștii în achiziții publice la CJ o vor da, va avea șanse de reușită în instanță. Și asta înseamnă că undeva în toamnă eu sper să înceapă lucrurile aici. Vă repet, vedeți, vorbesc, toamnă înseamnă 3 luni, din septembrie până în 30 noiembrie. Nu pot să fiu mai precis de atât. Și am zis o variantă optimistă. Și acela este un contract de aproape peste 1,5 milioane de euro. La Consiliul Județean, pentru Consiliul Județean Bacău, au fost prioritare trei obiective în sănătate. Spitalul Județean de Urgență, evident, Spitalul dumneavoastră de la Onești și Spitalul de la Mâinești. Sunt trei unități care asigură sănătatea aproape 6.000 de locuitori de județul Bacău. Dacă sunt întrebări și din partea mass media, din partea managementului, din partea viceprimar, din partea medicilor, legate cu toate aceste investiții. Dacă nu, o să mai profit eu de ocazie să mai transmit un mesaj pentru Onești. Important, pentru că toți sunteți cetățenii Oneștiului și cea mai mare problemă pe care o are Oneștiul nu sunt aceste două investiții, care mai devreme sau mai târziu se vor finaliza, ci este alta și vreau să am o poziție foarte clară pe care o am mai avut-o. Dacă legat de aceste investiții sunt întrebări. Pentru că sunt în măsură să dau răspunsuri oficiale și până acum, cel puțin pe mine, atunci când am făcut o afirmație oficială, n-a putut nimeni ulterior să vină să mă arate cu degetul. Legat de nicio investiție a Consiliului Județean. Dacă nu sunt întrebări, pot să vă dau ceva? Știți, faptul și medicii care sunt aici de față pot confirma. Am discutat în repetate rânduri despre aceste investiții la raportul de gardă. La KIT TV cred că am avut mai multe emisiuni, mai mult de 10 emisiuni în care am discutat despre aceste investiții. Și de asemenea și în Consiliul Local, la ședințele de Consiliul Local, unde am fost invitată și unde s-au pus aceste probleme, am discutat despre aceste investiții și repet, poate ceea ce a zis domnul președinte al Consiliului Județean, dar știți că am făcut-o de fiecare dată, nu este o problemă legată de investiții. Știți că am spus de fiecare dată, aceste investiții urmează niște pași legali care nu pot fi eludați. Și din acest motiv pot apărea anumite întârzieri, prelungiri și așa mai departe. La CPU, în schimb, ați văzut, se respectă exact termenul pe care l-au stabilit constructorii de la bun început, adică undeva, da, în toamnă, practic, autorizările date în funcție. Este adevărat că sunt persoane care probabil nu și-au dorit ca aceste investiții să ajungă la capăt și care transmit, știți foarte bine, tot felul de informații. Am auzit-o și pe asta, că CT-ul va fi de-abia peste 2 ani. Știți că am auzit-o cu toții. Dar ceea ce nu este adevărat, este că a venit, mi s-a spus iarăși și trebuie să recunoaștem că eram toți de față la raportul de gardă, că nu vom primi în veci autorizația de la, sau nu știu când vom primi autorizația de la CELICAM ca să-l punem în funcție. Nici asta nu este adevărat. Noi vom plăti taxa aceea de urgență și în 45 de zile nu văd ce probleme am putea să fie de vreme, ci avem toată documentația, toate normele respectate. Adică nu am absolut niciun fel de emoție că acest conflict contract va fi funcțional, așa cum s-a mai spus, dar hai să nu zic într-o lună jumate, dar în 2 luni de zile va fi funcțional, funcțional. Și când primii pacienți vor putea pune piciorul acolo, să spunem, asta ar putea fi undeva la jumătate, la august, sfârșitul lui august, începuturile septembrie, efectiv. Deci, astea sunt lucruri care se întâmplă, oamenii sunt oameni, asta este speță. În ceea ce privește secțiile, știți, același lucru am discutat, sunt acești pași legali, nu se pot eluda pașii legali, nimeni nu-și poate asuma răspunderea să facă un bine, încălcând anumite norme și anumite principii, da? Deci asta e.
Ca și de fiecare dată, în toate luările de poziție, știți, oficiale pe care le-am avut și în televizor și în Consiliul Local și la conferințele de presă, precizez și acum că există această colaborare foarte frumoasă între spitalul nostru și Consiliul Județean și Consiliul Local a fost premieră, ca să spun așa, în ultimii 3 ani, adică nu cred că a fost vreun lucru sau vreun sprijin pe care l-am solicitat și care nu s-a acordat. Iar în ceea ce privește compartimentul de primiri urgențe, reiau o frază pe care am mai spus-o și pe care care reiese din discuțiile pe care le-am avut noi la Consiliul Județean și cu domnul președinte. Deci, textual mi s-a spus așa. Nu vreau să existe nimic care v-ați dori la compartimentul de primiri urgențe și să nu se facă, pentru că este păcat, dacă tot investim banii ăștia, să nu existe toată lucrarea și tot ce aveți dumneavoastră. Adică, nu vreau ca la final să aude, ei, am fi vrut nu știu ce, dar nu s-a putut. Nu. Vrem să vă facem exact așa cum v-ați dorit dumneavoastră să fie acest compartiment de primiri urgențe și cum, de altfel, domnul ministru Arafat a ținut foarte mult să arate acest compartiment de urgențe, pentru că dumnealui are o concepție anume, mai funcțională, este adevărat, și trebuie să recunoaștem că este foarte diferit de alte compartimente de primiri urgențe din țară, tocmai pentru că am urmat acest sfat al domnului. Deci, ca să rezumăm, la nivel instituțional, Consiliul Județean 95%, 5% Consiliul Local Unești, nu trebuie să, până la urmă, de aici și de aici a pune discuția, mai avea puțin și domnul Geoană făcea CPU, o să fie foarte plastici. Deci, instituțional, Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Unești, nu, în aceste procente, 95% cu 5%, iar uman vorbind, oamenii care aveți aici în față, evident că ocupăm acele funcții, n-am adus nimic de acasă ca să se facă, dar ne-am mișcat cât am putut de repede, plus domnul primar Neghină, la momentul respectiv, 2014. Și dânsul a vrut să fie astăzi aici, am avut o discuție cu dânsul la Telecoar, a promis că ajunge, înțeleg că totuși a întârziat, dânsul și-a luat o vacanță bine meritată și nu am mai putut veni astăzi aici, dar dânsul lipsește, cum să spun eu, din această fotografie a celor care s-au implicat și au urmărit aceste proiecte îndeaproape. Le-au inițiat, le-au urmărit și cred că vor fi și legitim să participe la inaugurare. Deci domnul primar Neghină, domnul viceprimar Neghină. Pentru că eu am mai spus-o la Unești, am mai spus-o și o spun acum și acum fac trecerea la cealaltă problemă. 3 ani din punct de vedere administrativ, 2012-2015, Oneștiul a mers bine, spre foarte bine, dar din 2015 în 2016 au fost chestiuni, n-aș spune la nivel politic, cred că tot la nivel administrativ, care au ținut puțin administrația locală în loc. Și este evident că 5 iunie trebuie să fie un moment de restart pentru administrația locală uneșteană. Cea mai mare problemă pe care o are Uneștiul, eu am mai spus-o, o spun de la Bacău, fac toate informările oficiale, am spus-o și aici. Sunt investițiile în alimentare cu apă și canalizare pe fondurile europene pe care Uneștiul nu le poate accesa pentru că un operator privat nu detaliez cum s-a privatizat utilitățile la Unești. Eram în anul 98, când eram la facultate. Dar evident că un operator care eu am să prezint în următoarea ședință de Consiliul Județean din iunie, o informare foarte limpede și foarte clară, un operator privat care în spate are același personaj și care pierde procese pe bandă rulantă, care mai de care mai interesante, cu Consiliul Județean, cu Consiliul Local Unești. Deci nu are un proces câștigat, nici pe gunoi, nici pe apă canal, nici pe deșeuri menajere, nici pe apă canal. Totuși reușește să țină în loc investiții în acest municipiu. Dumneavoastră sunteți oameni și mass media și oameni pregătiți, medici, facultate și înțelegeți ce spun eu aici. Pe fondurile europene, județul Bacău are o aplicație de aproape 170 milioane de euro pentru alimentare cu apă și canalizare pe următorii ani. Bineînțeles că Uneștiul nu face parte din această aplicație, pentru că, din punct de vedere juridic, aceste utilități au o problemă.
nu sunt în... astăzi ele sunt folosite de cei de la Apucana. Există o acțiune instanță de evacuare, nu? Da, care e demarată deja. E demarată. Cred că va fi tranșată în instanță foarte clar. Sper să fie cât mai repede, mai este posibilitatea de recurs. Nu? Nu mai. Și să poată prinde Oneștiu ultimul tren pentru finanțări europene. Astăzi, pe alimentare cu apă și canalizare, se fac investiții la Târgovna, la Mâinești, la Puguș, la Partou și în câteva comune din jurul Bacului. Pe aplicația de 170 milioane de euro. Sunt alte unități administrative teritoriale din județ. Oneștiu n-a putut nici în 2010 să prindă aceste investiții, tocmai pentru că operatorul Apă Canal, celebrul domn Fântână și cine îl păpușărește din spate, au făcut aceeași abordare, aceeași atitudine de a întinde cât se poate coarda, astfel încât dânsii să exploateze, să câștige bani, dar pe fondul oneștenii să piardă aceste investiții. Uniunea Europeană nu duce investiții acolo unde regimul juridic al acelor utilități este neclar. Și eu sper să pricepeți foarte bine. Eu voi rămâne în continuare un cunoscător, observator a acestei probleme. Nu o am neapărat în fișa postului, dar este strigător la cer cu un domn din Bacău, cu barbă, reușește să țină în loc niște investiții care vor influența calitatea vieții oneștenilor din toate punctele de vedere, din punct de vedere a sănătății și din punct de vedere chiar și a puterii de cumpărare, dacă pot să spun așa, pentru că să nu vă imaginați că pierderile care se înregistrează astăzi în rețea, la alimentare cu apă, le suportă operatorul. Le suportă tot cetățenii. Dânsul acolo face profit, nu face investiții. Și această strategie de a ține în instanță Consiliul Local Oneștiu și Consiliul Județean Bacău a funcționat. Pe deșeuri n-a mai funcționat, ca pe toate procese și a trebuit să respecte legea, deși făcea fel de fel de amenințări, că în ianuarie nu se va întâmpla. Nu s-a întâmplat nimic, că știa ce înseamnă să acționeze împotriva legii. Același lucru ar trebui să fie și la Apă Canal, așa că viitorul Consiliu Local, viitorul primar, va trebui foarte serios și persuasiv să explice acestor domn, inclusiv oneșteanului Fântână, să facă un pas cât mai repede lateral, pentru că, repet, au pierdut până acum toate procesele. Mai trebuie să piardă unul. Dar trenul fondurilor europene nu mai stă mult, pentru că trebuie depusă aplicația pe județul Bacău. Nu-și poate asuma nimeni la nivelul județului Bacău, președinte, ce vreți dumneavoastră, director la compania de apă, nu-și poate asuma nimeni o decizie de genul întârziem aplicația Bacăului, restul județului, pentru că Oneștiu își va rezolva într-o bună zi problemă. Pentru că chiar și această evacuare, care sunt convins că se va câștiga de către Consiliul Local Onești, s-ar putea să mai aibă și ea o cale de atac. Mai găsește domnul cu barbă, mai găsește el un avocat care să-i mai explice lui vreo ordonanță, nu știu de care, ca să o mai întindă. Pentru că acolo, la Apă Canal, totuși se fac profituri care se extrag și acea societate, într-o bună zi, nu va avea nici un lichidator, nici nu va avea ce să ia, nici un brabă nu va găsi acolo. Dar nu asta e cel mai important. Important este că investițiile, repet, de 30 milioane de euro, Oneștiu riscă să le rateze. Din cauza rapacității, că nu pot să-i spun altfel, și a cinismului unor indivizi. Unul e de la Bacău, dar restul sunt din Oneștiu. Am să vă spun, au fost fel de fel de contestații, de niște acționari de acolo foarte ciudați, care spuneau, ați încercat să registrați parcă la Registrul Comerțului. Exact, a fost atacat. Și au atacat ei acolo, acționarii, că eu sunt și celezați. Suspendări, parasuspendări. Au încercat să o întindă până au pierdut. Se pierd procesele. Dar după ani și ani, și când se câștige, este prea târziu pentru Onești. Și sper ca viitorul primar și viitorul consiliu local să aibă puterea să pună punctul pe ei, chiar și în fața acestui operator, care spune el că are drepturi până la o hotărâre definitivă și revocabilă. Are drepturi, recunosc, dar nu are dreptul să-și bată joc de niște oameni care totuși și-au plătit la timp utilității și asta a generat profit pentru Onești. Eu o să rămân așa ca
cu această problemă, merg până în pânzenia. Deci, repet, nu este obligația Consiliului Județean, nu Consiliul Județean depune aplicația noastră, dar este, repet, și nimeni din județul Bacău, scuzați-mi lipsa de modestie, nu a vorbit clar și răspicat și nu și-a asumat acest război cu acești indivizi lipsiți de orice scrupulă. Decât niște juriști din Primăria Onești, pe care îi felicit și acum. Sunt niște juriști la Primăria Onești, mărturisesc cu surprindere, care au ținut flacăra speranței aprinsă și au câștigat aceste procese care permit Oleșului să încă să stea în joc, dacă pot să spun așa. Aș reveni un minut la, să zic, la subiectul zilei, și anume Centrul de Primire Urgențe, un proiect ambițios, un proiect care practic este în interesul tuturor oneștenilor și nu numai, a tuturor celor ce apelează la serviciile medicale oferite de Spitalul Municipal Onești. Un proiect la care, cum a spus și dumneavoastră, domnul președinte și doamna manager, au fost implicați toți factorii de conducere de la momentul debutului proiectului, adică domnul Neghină, eu, dumneavoastră ca și președinte de Consiliul Județean și doamna manager. M-am asigurat atunci oneștenii și asigur și cu această ocazie că tot ceea ce s-a făcut și se face este o prioritate a noastră, și anume să susținem sănătatea, o prioritate care trebuie să continue și lucrul acesta trebuie demonstrat. Faptul că în repetate rânduri doamna manager m-a rugat să merg la Ministerul Sănătății, la București, să discut cu domnul Raed Arafat, care mi-a fost profesor în București în ultimii 3 ani, faptul că am făcut această conexiune între instituția, Spitalul Municipal și București și toate problemele s-au rezolvat firesc, cum este și cazul, nu altfel. Faptul că atunci când au fost probleme, să știu când conducerea Spitalului Municipal s-a împotmolit într-o anumită relație cu Ministerul Sănătății, am fost și dumneavoastră știți foarte bine și am rezolvat de îndată anumite probleme acolo, fără să stăm pe gânduri, fără să ne gândim din ce partide politice facem parte. Și toate lucrurile acestea le-am făcut dintr-un singur motiv, pentru că ne pasă practic de oneșteni și ne pasă ca lucrurile aici la Spitalul Municipal să meargă așa cum se cuvine, și anume pe un drum corect. O investiție la CPU de 1,8 milioane euro, cum a spus și domnul președinte, 95% finanțare CJ și 5% finanțare Consiliul Local. Consilier local care cu toții au înțeles că trebuie să punem umărul și să creăm și în Onești un spital care poate oferi servicii medicale la standarde europene. Eu cred și sunt sigur că lucrurile vor merge în continuare, trebuie să meargă în continuare, nu am niciun fel de emoție în acest sens. Și practic, tot că și lucrurile la cele 4 secții menționate mai devreme, ORL, oftalmologie, neurologie și interne, trebuie să demareze și ele vor avea un curs firesc ca și lucrarea de la Centrul de Primire Urgențe. Nu rămâne decât să urez succes conducerii Spitalului Municipal ca toate proiectele să fie finalizate, să mulțumesc finanțatorului principal, Consiliul Județean, pentru că și pentru această zonă, pentru Onești, pentru întreaga Valea Trotușului, s-au găsit soluțiile financiare, astfel încât investiții importante pentru noi, foarte necesare, să demareze. Știm cu toții că nu aveam computer tomograf, nu am avut echipamente moderne care să asigure servicii medicale la cel mai înalt nivel și iată că toate speranțele noastre devin realitate și mă bucur că sunt părtaș alături de întreaga echipă la practic, la realizarea unor obiective strategice, dacă pot spune, pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor municipiului Onești. Cam atât am vrut să spun. Trebuie să mergem în continuare cu lucrurile bune. Nu am creat niciodată și nu sunt de acord cu cei care creează zvonistică și diversiune. Cred că este neputința lor și este singura cale de a demonstra că, de fapt, ei nu știu să facă proiecte, ci știu să vorbească pe la spate. Noi am demonstrat că știm și vom merge în continuare cu proiecte importante pentru Onești. Vă mulțumesc mult! Sunt întrebări. Nici o întrebare. Înseamnă că suntem foarte buni. Suntem expliciți. Nu știu. Da. Mulțumesc. O zi bună.